Bine ați revenit la mobilisimo.ro. Tocmai au fost anunțate căștile Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Am aici varianta neagră, dar le mai găsiți și pe alb și versiunea Bora Purple, adică acel mov pe care a apărut Galaxy S22 în ultima vreme și Galaxy Z Flip 4. Avem de-a face aici cu o pereche de căști care se alimentează via USB-C prin această cutie, dar există și alimentare wireless, puteți să le puneți și pe spatele unui Galaxy S22 pentru încărcare wireless, spre exemplu S22 Ultra sau alte telefoane. Acum, hai să vă zic o chestie. Aceste căști vin cu o noutate. Samsung până acum ne-a oferit acustică 16-bit. Aceste căști oferă acustică 24-bit, acustică de înaltă rezoluție, iar muzica se va auzi la un nivel superior. Ați remarcat designul aici bombat și mat. În general vedem căști lucioase în ziua de azi, cum erau Galaxy Buds Live, și acel luciu înseamnă că se va vedea mai ușor murdăria. Avem dopuri, nu sunt căști dintr-o bucată. Aceste dopuri ajută la fixarea mai ușoară în ureche și în același timp la ancorarea în urechea căștilor. Știu, unii preferă corpurile acelea unitare. Apoi avem acel senzor special infraroșu care își dă seama când scoți casca din urechi și când o pui la loc, oprind și pornind playback-ul media. Sunt cu 15% mai mici decât Galaxy Buds Pro dinaintea lor. Fiecare cască vine cu câte un woofer și un tweeter. Fiecare cască vine cu câte 3 microfoane și cu acustică la 360 de grade, folosind acel sistem de tracking care își dă seama cum își miști capul și cam cum ești orientat tu, cum este orientată urechea ta. Va simula un surround 5.1 sau 7.1, acesta este rolul sunetului la 360 de grade. Avem și control tactil și dacă apăsăm și ținem apăsat, o să intrăm într-un mod special de izolare a zgomotului sau de un conversation mode care este complet nou și îți permite să lași să treacă conversațiile în timp ce asculți muzică. Este acel mod transparency cu multiple setări. Aș menționa și anularea activă a zgomotului de fond, dar cred că ați ghicit deja singur treaba asta. Și aș menționa un așa numit windshield, care în principiu o să blocheze 2 ori mai bine decât până acum vântul, lucru vital la convorbiri. Cam atât despre aceste căști, nu sunt foarte multe de spus, rămâne să le testăm. Am înțeles că ar oferi un 20 de ore de autonomie cu tot cu această cutie de încărcare și transport, iar o cască oferă în jur de 5 ore, deci 5 cu 20. Vom mai săpa prin specs, vom face și teste și revenim cu detalii și impresii. Cam acestea sunt căștile Galaxy Buds 2 Pro anunțate de Samsung odată cu Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 5 Pro și cu noile pliabile Z Flip 4 și Z Fold 4. Atenție la variantele de culoare, se poartă Bora Purple. La revedere!